Salut, prieteni! Sunt Adrian Pârvu și bine v-am găsit pe canalul Știri de Actualitate. Veste bună! Tot mai multe țări din Europa ridică restricțiile. În contextul actual, în care COVID-19 nu mai este considerat critic din punct de vedere social, mai multe țări din Europa sunt dispuse să renunțe la restricțiile generate de pandemie, începând cu luna februarie a anului 2022, scriu cei de la 3minute.net. Danemarca a anunțat că este pregătită să renunțe la toate restricțiile. Potrivit declarațiilor făcute de prim-ministru, COVID-19 nu mai este o boală critică din punct de vedere social, iar relaxările se vor aplica începând cu data de 5 februarie. Dar, conform mass-mediei daneze, deja din 31 ianuarie, toate restricțiile vor fi ridicate. Prim-ministru Boris Johnson a anunțat că pe 27 ianuarie se vor pune capăt majorității măsurilor introduse pentru a limita răspândirea rapidă a variantei Omicron a noului coronavirus, urmând ca din martie să se renunțe la izolarea persoanelor testate pozitiv. Începând de astăzi, 27 ianuarie, purtarea măștii nu va mai fi obligatorie, telemunca nu va mai fi recomandată oficial, iar pentru accesul în cluburi sau la anumite întruniri nu va mai fi necesar un certificat sanitar, a anunțat Boris Johnson în Parlament. În condițiile în care COVID devine endemic, trebuie să înlocuim obligațiile legate prin sfaturi și recomandări, a explicat acesta. Marți 25 ianuarie 2022, guvernul scoțian a anunțat ridicarea majorității restricțiilor începând cu lunea viitoare. Discotecile se vor putea redeschide, iar capacitățile de primire ale sălilor de spectacole vor fi crescute. Cu toate acestea, telemunca rămâne recomandată. La rândul său, guvernul țării Galilor, unde valul Omicron a trecut de vârful de cazuri, a anunțat săptămâna trecută o ridicare treptată a restricțiilor. Norvegia vine cu un anunț foarte important și nu mai cere carantinarea pentru călătorii care intră în țară. Autoritățile au anunțat că vor pune capăt cerinței obligatorii de izolare, care se aplică în prezent călătorilor nevaccinați ce ajung în țară. În urma unei recomandări a Institutului Național de Sănătate Publică, guvernul elimină cerința de carantinare la intrare în țară, deoarece nu mai este considerată necesară pentru controlul infecțiilor, a declarat ministrul norvegian al Sănătății. Potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Norvegian al Sănătății, decizia de a pune capăt cerinței de carantină a fost luată întrucât țara consideră că această măsură nu mai este necesară pentru a controla răspândirea virusului. Sunt de acord că proporția de infectați în rândul călătorilor fără certificat corona este atât de mică în raport cu situația de infecție pe care o avem acum în Norvegia, încât a sosit momentul să schimbăm cerințele pentru carantină de intrare, a mai declarat ministrul Sănătății și Îngrijirii. Dragi prieteni, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă v-a plăcut articolul, puteți să-mi lăsați un comentariu, să-mi dați un like și să vă abonați paginii mele. O zi frumoasă!